Dacă sunteți pe punctul să vă cumpărați o locuință și vreți să accesați un credit prima casă, grăbiți-vă! Banii sunt deja pe terminate, avertizează specialiștii. Plafonul din acest an a fost mai mic față de anul trecut cu 2 miliarde de lei, iar condițiile s-au înăsprit. Cu toate acestea, în primele 5 luni ale anului, aproape 10.000 de români au accesat un credit prin programul Prima Casă. În momentul acesta, în piață mai există la unele bănci fonduri de prima casă, dar mai puține, astfel încât clienții ar trebui să se gândească în momentul acesta și să recurgă la o finanțare prin produsul băncii, respectiv prin credit ipotecar. Pentru că există posibilitatea ca în momentul acesta, cum sunt limitate fondurile, toată lumea să meargă înspre respectivele bănci și să se trezească că rămân oarecum cu dosarul deja în lucru și să nu se poată încheia, să se sisteze fondurile chiar în momentul în care sunt cu dosarul pe rol. Cei care vor să cumpere o locuință cu bani împrumutați prin programul Prima Casă trebuie să dispună de un avans minim de 5% din prețul casei. Suma maximă pe care banca o acordă pentru o construcție mai veche de anul 2010 este de 57.000 de euro, iar pentru o locuință mai nouă cu autorizație de construcție emisă după anul 2010, plafonul maxim acordat de bancă este de 66.000 de euro. Rata lunară pentru un astfel de credit pe o perioadă maximă de 30 de ani este de aproximativ 1400 de lei, în cazul sumei maxime de 57.000 de euro. Pentru un împrumut de 66.000 de euro, un român trebuie să plătească peste 1600 de lei lunar timp de 30 de ani. De anul viitor, însă, condițiile s-ar putea schimba. Va exista cu siguranță prima casă și în 2019. Încă nu se știe în ce condiții, dacă se vor păstra aceleași costuri, același avans, același grad de îndatorare aplicat solicitanților de credit. Dacă clienții se gândesc să facă acum o promisiune de vânzare-cumpărare sau un antecontract pentru un imobil și să îl achiziționeze, respectiv să aplice la credit în momentul în care vor fi fonduri pe 9 ani, vânzătorii, persoane fizice, probabil nu îi vor aștepta o perioadă atât de lungă de timp ca ei să-și finalizeze creditul. În schimb, dacă e vorba de dezvoltatori și mai ales la construcțiile unde încă nu avem CF, unde imobilul nu este finalizat, clientul poate aștepta până în momentul în care va fi finalizată construcția și atunci va lua decizia cea mai bună. Sunt fonduri în piață, aplic pentru prima casă. Nu sunt fonduri în piață, voi aplica pentru credit ipotecar. În cazul în care nu vă doriți să intrați într-un credit bancar garantat de stat, puteți să alegeți un credit ipotecar garantat de bancă. Aici condițiile sunt mai flexibile pentru cei care împrumută bani, dar avansul este mai mare. Cumpărătorul trebuie să achite un avans de 15% din valoarea locuinței. Dacă un client ar dori să achiziționeze un imobil în valoare de aproximativ 90.000 de euro printr-un produs de credit ipotecar în lei, va trebui să dispună de un avans de 15%, iar pe o perioadă de 30 de ani rata ar fi aproximativ 455 de euro. Menționez că media dobânzilor din piață în momentul acesta ar fi aproximativ 5,8%. În acest an, 60% dintre românii care și-au cumpărat locuințe au accesat credite prin programul Prima Casă. 40% dintre cumpărători au apelat la credite ipotecare garantate de bănci. În cazul creditelor Prima Casă, cumpărătorii au obligația ca timp de 5 ani din momentul achiziției să nu vândă și să nu închirieze imobilul.